Bună! Recent m-am hotărât să dau o comandă la Ladies și am vrut să fac și un unboxing. Sunt înscrisă de câțiva ani, doar că n-am mai pus de mult comandă, cred că de un an de zile. Și acum au vrut câteva colege ceva produse și am zis să pun o comandă. Aici am factura. Aici sunt chestii din astea pentru protecție. Am acești cercei care arată foarte bine, doar că nu i-am comandat. Cred că sunt cadou, din câte îmi dau seama. În plăsuțe am produsele care sunt mai mici, o să le las ultimile. O bentiță care era pe comandă. Două șampoane pentru părul blond. Au 150 de mililitri. Nu știu cum sunt, pentru că eu nu am folosit niciodată și nici nu am păr blond. Încă o plăsuță, asta le arăt la sfârșit. Aici este un parfum la 50 de mililitri. Nu știu cum e. Încă un parfum tot la 50 de mililitri, Graciela. Acesta l-am avut și eu mai de mult și mi-a plăcut mult mirosul. Sunt parfumuri ieftine, costă doar 26 de lei, dar miroase destul de bine și persistă mirosul câteva ore. Aici este un parfum de bărbați, David and Goliath. Tot la 50 de mililitri. Acesta l-am comandat mai de mult un coleg de al meu și mirosea foarte puternic și chiar rezista mirosul 8 ore cât era la serviciu, încă simțea mirosul. Sper să fie aceeași persistență, pentru că acum vreo 3 ani de zile cred că l-am comandat pentru colegul meu. Parfumul la casa. Ăsta este parfumul care îmi place cel mai mult de la Ladies. Eu tot mereu mi l-am cumpărat. Se aseamănă foarte bine cu mirosul unui parfum de la Lacoste, cel verde. O cremă de mâini cu aloe vera. Încă o cremă cu castraveți, asta cred că este de față. Încă o cremă tot din aceasta bio cu unt de shea. Aceasta este cu... nu-mi vine acum, cu mușețel. Ăsta este... O loțiune tonică de curățare. Pentru mine am comandat acest calciu pentru unghii de la Impala, Calcium Gel. Mi se pare foarte bun. Îl tot recumpăr de multe ori. Îmi place foarte mult cum dă efectul pe unghie. Niște bețișoare de urechi. Sunt 100 de bețișoare și au fost, cred că, în jur de 2 lei. Tot pentru mine am cumpărat această mască de față cu cacao de la Camil. Îmi place foarte mult cum miroase. Este o mască de față abrazivă. Am mai avut-o mai de mult și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am vrut să încerc să văd dacă pot să o desfac, să vă arăt cum arată. Așa arată ea. Cred că are chiar cafea măcinată, mărunțită, pentru că miroase foarte bine a cafea. Aici am o broșură, o punguliță, noul catalog, cam mi-a dat două.
Și acum vreau să vă arăt produsele care le am în pungile astea mai mici. Aici am două fonduri de ten Impala din acelea pe bază de apă. Sper să fie bune. Unul mi l-am comandat și mie. Nu știu cât, 30 de mililitri are. Aici sunt două acetone și le-a comandat o colegă care spune că sunt foarte bune. Are ca un fel de burețel care este imbibat în produs. Spune că dă oja foarte bine jos. Aici am tot pe comandă două bentițe din acestea pe elastic. Încă una așa cu floricele negre. Încă una cu ceva metal care se aseamănă cu niște frunzulițe. Asta e foarte drăguță. Un balsam de buze cu trandafir. Acesta l-am comandat pentru mine. Un lac de unghii de la Impala din acesta micuț. Am două mascara. Unul este pentru volum, iar celălalt, nu știu, simplu. Aici am o brățărică cu zodiac. O pensulă pentru aplicarea fondului de ten. Și încă trei rujuri mate din acestea lichide. Nuanța 05. 07 și 03. Cam acestea au fost toate produsele care le-am comandat la Ladies. Poate pe unele dintre voi vă interesează și aceste produse. Știu că mai de mult se cumpărau foarte mult și sper să vă fie de folos clipul meu. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă pup. Pa, pa!